Șomerii gorjeni în căutarea unei slujbe au la dispoziție 150 de locuri de muncă. Cei interesați trebuie să meargă la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj pentru a li se explica cu ce documente trebuie să se prezinte, iar când se va stabili data și locația selecției, toți cei interesați vor fi anunțați de reprezentanții AJOFM. Avem 150 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt pentru croitori, confecționeri, îmbrăcăminte, ospătari, bucătari și pentru muncitori necalificați. De asemenea, prin serviciul EURES, AJOFM Gorj oferă 128 de locuri de muncă în țările europene. Pentru Austria sunt 30 de locuri de drujbist și un loc pentru mecanic auto. Pentru Danemarca sunt vacante 40 de locuri pentru stagiarii lucrători în ferme. Aceste locuri sunt pentru absolvenții 2009-2010 ai liceelor agricole sau zootehnice. Electricienii, electromecanicii și lucrătorii în metal au la dispoziție 5 locuri de muncă. În Estonia, 5 locuri pentru șoferi autocamion. În Germania, iarăși, sunt mai multe locuri, 10 pentru asistenți medicali, un specialist în restaurant, bucătar 3 locuri, cameriste 3 locuri, specialist în servire restaurant 3 locuri și ospătar 2 locuri. La nivelul județului Gorj, în momentul de față, sunt cu puțin peste 10.000 de șomeri, în scădere față de perioada trecută, însă numărul acestora ar putea să crească, având în vedere că în lunile următoare vor fi disponibilizări la 4 mari firme din județ.